cadrul programului de chirurgie hepatobiliopancreatică desfășurat în clinica Provita, am tratat o pacientă de aproximativ 70 de ani, care a fost diagnosticată cu ciroză hepatică, cu hepatită cu virus C în urmă cu 15 ani, iar în cadrul urmării gastroenterologilor a fost decelată cu o leziune hepatică, cel mai probabil conform analizelor medicale preoperatorii markerilor tumorali, cu un hepatocarcinom grefat pe ciroză. Acest tip de complicație neoplazică care apare la pacientul cirotic este absolut comună și prezintă o serie de tratamente atât chirurgicale cât și prin metode minim-invazive. În cazul acestei paciente, având în vedere situația în care este situată leziunea în interiorul ficatului, dimensiunea acesteia de aproximativ 3 cm și faptul că funcția hepatică era cumva la limită, am hotărât să-i facem o intervenție chirurgicală a cărei scop a fost destrucția acestei tumori și nu rezecția ei. S-a dovedit că destrucția acestor tip de tumori cu diverse procedee fizice, radiofrecvență, microunde, scade semnificativ riscul de complicații postoperatorii și evită pierderea unor segmente de ficat care ar putea impieta funcția hepatică pe termen lung. Destrucția tumorilor hepatice este indicată până la diametre de aproximativ 4-5 cm. În cazul nostru, o tumoră de 3 cm a pacientei se putea distruge și percutanat, există și această posibilitate, fără să mai operăm bolnavul, dar având în vedere poziția în interiorul ficatului și faptul că era în vecinătatea unor vase de sânge, atunci am ales varianta chirurgicală. Având în vedere că impactul chirurgical este relativ redus asupra pacienților, aceștia se pot externa după acest tip de intervenție chirurgicală care a decurs fără complicații într-un interval de circa 4-5 zile. Controlul postoperator la 48 de ore computer tomografic a arătat destrucția completă a acestei tumori și cu minime daune în ceea ce privește parenchimul hepatic situat perilezional. De asemenea, computer tomograful efectuat la o lună de la intervenția chirurgicală a arătat dispariția completă a tumorii cu un rezultat excepțional postoperator. De asemenea, markerii tumorali postoperator s-au normalizat, ceea ce arată că pacienta a fost tratată cu un real succes.